anunț doamna primară astăzi va lipsi de la ședință, motivat de faptul că aceasta trebuie să fie prezentă la centrul de afaceri și expoziții Bacău, la semnarea contractului pe PNDL pe care noi l-am depus în acest an. Motiv pentru care, dacă îmi permiteți, voi conduce eu ședința și cu domnul președinte de ședință. Întâi, dacă sunteți de acord cu procesul verbal al ședinței anterioare din luna octombrie 2017. Mulțumesc! Dau citire ordinei de zi, rog pe domnul președinte, actul de asigurare. Un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pândărești pe trimestrul 3 la al anului 2017. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiții pe anul 2017. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pândărești pe anul 2017. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale al Asociației Grupului de Acțiune Locală GAL, Valea Totușului, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului de prin acordarea unei indemnizații financiare cu cuplurilor din Comuna Pădărești, care au împlinit 50 de ani de căsătorie. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pădărești și serviciilor publice de interes local. 7. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017. 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Pădărești, care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în învățământ al Școlii Gimnaziale Vasile Ieradu din satul nou pentru anul 2017-2018. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018. Dacă sunteți de acord, fac această ordine de zi și liber. Mulțumesc. La primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pădărești pe trimestrul 3 al anului 2017. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local de trimestrul 3 al anului 2017 în valoare totală de 3.659.380.039 de lei, respectiv la secțiunea de funcționare 3.334.315,43 lei, iar la secțiunea de dezvoltare 325.064,96 lei. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local al Comunei Pădărești pe trimestrul 3 al anului 2017 în valoare totală de 3.398.675,05 lei, din care la secțiunea de funcționare 3.074.957,21 de lei și la secțiunea dezvoltare 328.717,84 de lei. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, vă mulțumesc mult. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiții pentru anul 2017. Se modifică planul obiectivelor de investiții pentru anul 2017 cu suma de 20.000 lei, ce va fi suportată din excedentul bugetar al anului 2016, după cum urmează. La punctul C al anexei 1 al planului obiectivelor de investiții, se modifică la punctul 2, servicii, întocmire, proiect tehnic pentru obiectivul investițional, extindere rețea electrică și de iluminat public în sat, satul nou, strada Candapitor și în sat Nicolești, strada Ieremia Mobilă, comuna Pădărești, județul Bacău, de la suma de 20.000 lei la suma de 40.000 lei. Dacă suntem de acord cu această modificare, intervenim în planul de investiții. Dacă suntem de acord. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Se aprobă rectificarea în trimestrul 4 a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Pădărești pentru anul 2017 prin suplimentări și din rând de credite bugetare
conform anexului față integranța președinței hotărâri. Dacă sunteți de acord cu rectificarea. De fapt, e vorba de rectificarea care intervine la urmarea modificării acestui plan de investiție. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale la Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Produsului Bacău. Se aprobă plata cotizației anuale la Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Totușului în cuantum de 8.500 lei pe an. Dacă sunteți de acord cu acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Mondial de Aur 2017 prin acordarea unei indemnizații financiare cu cuplurilor din Comuna Bucărești, care au împlinit 50 de ani de căsătorie. După cum știți, în fiecare an autoritatea locală organizează acest eveniment, motiv pentru care și în acest an s-a propus organizarea lui, s-a propus ca indemnizația financiară să fie tot în cuantum de 300 de lei de familie, de acum în total de familie în acest an este de nou. Respectiv, Martin Gheorghe din Satul Nou, Adam Andrei din Nicorești, Untureanu Neculae din Nicorești, Utucanu Neculae din Pârâu Boghi, Negruț Costică din Pârâu Boghi, Bodea Necula din Pârâu Boghi, Mihalea Ion din Nicorești și Ciocan Andrei din Satul Nou. Dacă sunteți de acord, cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate a primarului Comunei Bărgăți și serviciilor publice de interes local. Având în vedere terminarea perioadei de stagiu a doamnei din Termirela Carmen, care lucrează ca funcționar în cadrul compartimentului de taxe și impozite, se impune transformarea postului acesteia din funcție publică definitivă în funcție publică, nu, din funcție publică de deputat în funcție publică definitivă, motiv pentru care urmează ca să modificăm și statul de funcție. Deci, motiv care intervenite este această promovare în aceste. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. Completarea anexei, proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017. Se completează capitolul 1 al anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017, după cum urmează. Punctul 76, achiziționare ulei motor pentru microbul școlar. Punctul 77, achiziționare scaunei birou vizitator fix 30 bucăți. Punctul 78, achiziționare scaunei birou operațional sumarea 2 bucăți. Punctul 79, achiziționare și montare ornamente de iarnă. Punctul 80, achiziționare ceas regulator pentru buteria de la Punctul Cultural din sat Nicorești. Punctul 81, achiziționare furtun buterie tot pentru Căminul Cultural de la Nicorești. Punct 82, achiziționare presul stat și profor tot la Căminul de la Nicorești. Punctul 82, achiziționare conșurupuri tot pentru o lucrare la Căminul Cultural de la Nicorești. Iar capitolul 2 se completează cu punctul 50, respectiv servicii de revizie anuale pentru garanția microbusului școlar. Dacă sunteți de acord cu aceste completări. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământ al Școlii Gimnaziale Vasile Gherardu din sat Satul Nou pentru anul școlar 2017-2018, se propune desemnarea domnului Botogar, viceprimarul Comunei Bărgărești, ca reprezentant din partea Consiliului Local în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământul Școlar pentru anul 2017-2018. Dacă sunteți de acord cu această propunere, mulțumesc! Și ultimul punct, aprobarea taxei speciale de facilitate pentru anul 2018 ca urmare a adresei Aris Bacău 2395-15 noiembrie 2017, mi-a adus la cunoștință că pentru anul 2018 taxa de salubritate în mediul rural va fi de 4,07 lei de persoană pe lună. Dacă sunteți de acord. Aici nu prea vrea să fim de acord niciodată. Da, dacă am putea să fim de acord, dar nu depinde de noi. După cum am vorbit și înainte de ședință.
La anumitul ăsta o să fie poate 4,50 lei. Nu, va fi 4 lei. Și așa pățit, sunt în orașe dacă, care nu plătesc și acum îmi pare dacă că vrei, și cumpăr. Dacă vreți, eu vă spun toate taxele pe care le vom plăti până în anul, acum vă spun cam aici, până în anul 2032. Dacă aveți răbdare, vă spun. Acum vă spun. Deci, 2018, da? 4,07, 2019, 4,16, 2020, 4,28, 2021, 4,48, 2022, 4,59, 2023, 4,88, 2024, 4,89, 2025, 4,98, 2026, 5,08, 27, 5,30, 28, 5,41, 29, 5,48, 2030, 6,58, 2031, nu scuzați-mă, nu e 6, e tot 5. Așa, deci 5,58, 2031, tot 5,58 și 2032, tot 5,58. Nu o să mai fii gunoi pe rând. Da, eu mă... Eu de-așa dacă salariul ți se duce la nivel de prețuri. Oricum am aflat, nu mă cât bani. Da, inflația, dar nu știu, că la nivel de prețuri rămâne tot așa ca acum urmă. Și flot să mai putea să dacă motorina a crescut. Da, acum suntem la punctul diverse. Dacă are cineva o problemă sau dorește ca să ia cuvântul, dacă nu aveți niciun fel de problemă, să ridicați în ședință, declară suntem în ședință. Și vă mulțumesc!